ce au descoperit parlamentarii care au mers în control la SRI, Iohannis, vizat direct, video. Claudiu Manda, presubliniere din Telecomisiei Parlamentare de Control a activit 5 SRI, a anuncat concluziile controlului efectual de membrii Comisiei la sediul SRI. Parlamentarii au făcut o descoperire interesantă despre mecanismele care l-au vizat, sublinierea pe Klaus Iohannis în perioada în care era primar al Sibiului. Am înțeles ce documentele care pleacă de la SRI ajung, sublinierea la direcția juridică. Interesante ce niciuna dintre notele spre Agenția Națională de Integritate nu a trecut pe la direcția juridică. A fost indicat o altă unitate care se ocupă integrarea datelor. Probabil ce o să mergem, sublinierea acolo în control, a declarat Manda. Claudiu Manda a declarat în februarie ce a solicitat Serviciului Român de Informații o notă secret la care a făcut referire fostul presubliniereinte Alan, Horia Georgescu, în care figura sublinierei Klaus Iohannis, primar al municipiului Sibiu la vremea respectiv, precizând ce surprinzător sau nu este faptul ce nota aceasta a plecat de la SRI 4 ani exact în ziua în care Iohannis devenea membru al PNL. La scurt timp primirea notei de la SRI, ANI l-a declarat incompatibil pe Klaus Iohannis. Georgescu a mai dezvăluit ulterior ce George Maior se interese des demersul în instanță al dosarului de incompatibilitate a lui Iohannis, ultima dată cu doar 2 luni înainte de alegerile prezidențiale din 2014.